Uite, eu am început să fac TikTok înainte de a face livrări muzicale. Și chiar dacă foloseam algoritmi, chiar dacă foloseam diferite tips and trick-uri, nu funcționa. Și am zis într-o zi, hai să încerc să fiu eu, adevăratul Ștefan care livrează și care cântă în livrări. Și am făcut un TikTok despre asta, un pic l-am adaptat ca să fie și cu umor și uite TikTok-ul ăla a prins. După asta am înțeles că e bună direcția în care merg și am dezvoltat. Am făcut mai departe TikTok-uri muzicale, am încercat să nu copii pe nimeni, să fiu destul de original. Și după au apărut alte rubrici. Ștefan care cântă clienților, Ștefan care cântă de sărbători, Ștefan care cântă ce cântă artistul când îi se face foame. Și uite, rubricile astea au prins, deja este public pentru rubricile mele. Și de asta probabil și acum sunt în vogă cumva, fiindcă TikTok în continuare și Instagram-ul crește. Și am văzut că la acea rubrică Ce cântă artistul atunci când îi se face foame, foarte mulți artiști mari din România te-au repostat pe canalele lor, Da. cumva clar le-a plăcut ceea ce le-ai cântat, cumva un fel de parodie, nu? Da, e o parodie muzicală în care îmi imaginez eu ce ar putea cânta artistul când îi se face foame și adaptez în funcție de ce stil are. Cineva are un stil mai clasic, cineva un stil mai urban, știi? Și le adaptez în funcție de asta. Antonia a distribuit la Apple Store, Delia, cu Motan am făcut împreună, din vedete mari, cine a mai distribuit, Alex Velea, Dorian Popa, sunt destul de Nume mulți. mari, Teo Rose, cred că, Teo nu? Rose, da. Irina Remes, uite, și ea tot a distribuit.